Diagnosticul cuviosului mărturisitor Gavril Georgianu, cel nebun pentru Hristos. Pacientul se află în spitalul de psihiatrie și neurologie al orașului din ziua de 18 august 1965, fiind adus aici din închisoare pentru tratament forțat. Diagnostic: persoană psihopată cu tendințe spre stări de psihoză schizofrenică. A fost externat din spital în ziua de 19 ianuarie 1966. Potrivit anamnezei, la vârsta de 12 ani, acesta a avut o viziune a spiritului răului având coarne pe cap. Pacientul spune că tot răul care se desfășoară în lume se întâmplă din cauza diavolului. De la vârsta de 12 ani a început să meargă la biserici, să se roage, a cumpărat icoane și a studiat literatura bisericească. Nu mânca nimic în zilele de miercuri și vineri. Adulții și soldații râdeau de această prostie. Miercuri l-a vândut Iuda pe Hristos pe 30 de arginți, iar vineri l-au răstignit preoții evrei, zicea el, într-o stare de totală halucinație. Astfel se explică faptul că în ziua manifestației de 1 mai 1965, pacientul a pus foc unui mare portret al lui Lenin, atârnat pe clădirea Consiliului de Miniștri. După interogatoriu, a spus că a făcut asta pentru că imaginea răstignirii lui Hristos ar trebui atârnată acolo, iar nu chipul unui idol pământesc. Din cauza stării lui de sănătate psihică, a fost trimis la expertiza psihopatologică. Examinarea a arătat că orientarea pacientului este confuză în timp, în spațiu și în mediu. Vorbește singur cu voce scăzută, crede în existența esenței cerești, Dumnezeu, înger, etc. În timp ce vorbește, obsesia psihopatului este întotdeauna îndreptată spre faptul că totul depinde de voia lui Dumnezeu. Acesta este izolat de ceilalți bolnavi psihic din secție. Când cineva îi vorbește, el singur menționează pe Dumnezeu, îngerii și icoanele. Nu-și poate critica condiția în care se află. A fost tratat cu terapie de aminazinofrazie și de simptomicină, după care a trecut de comisie. O asemenea concluzie a medicilor sovietici dovedește dragostea de Dumnezeu a părintului Gavril. E cu totul surprinzător faptul că oficialii sovietici au notat ca o concluzie medicală tocmai descrierea făcută de părintele Gavril unei vieți bine plăcute lui Dumnezeu, în urma căreia, paradoxal, Partidul Comunist l-a eliberat externându-l din spital. Cu adevărat, atunci când intervine voia lui Dumnezeu în lucrurile omenești, toate sunt cu putință.